Astăzi a fost convocat Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu-Severin în ședința ordinară a lunii ianuarie. Pe ordinea de zi au fost 38 de puncte care au fost votate în unanimitate. Dincolo de culorile politice, consilierii și-au strâns mâna și au votat proiecte menite să vină în sprijinul cetățenilor și a dezvoltării orașului nostru. Proiectul numărul 1 privind prevederea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentului situat în Drobeta Turnu-Severin și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, dotare și extinderea Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Supun la vot cine este pentru. În cadrul ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2023 a fost aprobat, în urma voturilor unanime de către autoritățile Consiliului Local, bugetul pentru veniturile și cheltuielile care asigură finanțarea obiectivelor pentru anul 2023. Există un buget de peste 30 de milioane de euro care trebuie distribuit în mod corespunzător până la sfârșitul acestui an. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, a punctat unele dintre cele mai importante obiective ce vizează dezvoltarea municipiului nostru. Acesta are în vedere investiții în domeniul educațional și sportiv, infrastructură în ceea ce privește parcările noilor cartiere, asfaltări de străzi, modernizarea stațiilor de autobuz pentru primele autobuze electrice ce urmează să sosească în municipiul nostru. De asemenea, a fost aprobat venitul pentru investițiile către obiective de cultură, dar și religioase, ONG-uri și spații de joacă destinate copiilor. Este un buget destul de generos, chiar dacă banii din venituri proprii sunt mai puțini. Am asigurat, în primul rând, din banii noștri funcționarea, salariile, tot ce înseamnă contracte pe care le avem cu furnizorii de utilități, cu furnizorii de servicii, vorbim aici de curățenia orașului, vorbim de iluminatul orașului, vorbim de spațiile verzi, aici am asigurat banii până la sfârșitul anului, dar avem un buget compus din fonduri europene, din Planul Național de Reziliență, PNDL 1, PNDL 2, bani guvernamentali, bani din împrumuturi, bani din venituri proprii de peste 160 de milioane anul acesta de lei. Asta înseamnă puțin peste 30 de milioane de euro, bani pe care ar trebui să-i cheltuim până la sfârșitul anului și vorbim aici de realizarea PUG-ului în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Vorbim de creșe, vorbim de școli, vorbim de licee, am foarte multe construire, locuințe pentru tineri, parcări, asfaltări de străzi, modernizare stațiilor de autobuz, avem câteva zeci de stații de autobuz pe care le vom moderniza anul acesta. Așteptăm autobuzele, ar trebui să sosească începând cu luna aprilie primele autobuze electrice în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Am asigurat bani pentru sport, pentru echipele de sport de juniori din municipiul nostru, pentru bisericile din Turnu-Severin, am asigurat bani pentru cultură, pentru ONG-uri. Locurile de joacă le avem prinse anul acesta, le terminăm, extinderea rețelelor electrice, a iluminatului în anumite cartiere nou formate. Avem un proiect cu SECOM în care suntem parte pentru extinderea rețelei de apă și canal atât în cartierele nou formate cât și acelor conducte de transport vechi de peste 50 de ani. Peste 7 milioane de lei am asigurat anul acesta pentru cotă parte a primăriei pentru proiectele europene și bani pentru lucrări neeligibile tot pe fonduri europene și pe PNRR. Sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le facem anul acesta și pentru care avem finanțare. Rămâne ca eu, alături de aparatul primăriei, să ținem foarte aproape de aceste investiții, să le urmărim pas cu pas, să fim aproape și de constructori, dar în același timp să-i și controlăm, să fim atenți, pentru că multe din aceste lucrări pot stagna dacă nu ne facem toți datoria. Bugetul acoperă necesitățile de funcționare ale primăriei și ale Consiliului Local, precum și al instituțiilor subordonate acestora din urmă și sunt meniți să vină în sprijinul severinenilor pentru dezvoltarea și modernizarea orașului. Milioane de euro proveniți din programul operațional regional și nu numai sunt pregătiți să fie accesați și investiți cu succes și folos pentru municipiul nostru. Competența autorităților locale și responsabilitatea primarului municipiului Marius Creciu se reflectă și de această dată prin aprobarea celor 38 de puncte de pe ordinea de zi care vizează o multitudine de investiții pentru orașul nostru.